Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena. Un subiect despre care mulți poate ar spune ce mai vrea, ce mai se spune. E un subiect fără sfârșit, de 30 și anul acesta 35 de ani facem. Vorbim fără nesfârșit. Abia la finalul anului trecut putem să spunem că s-a deschis, s-au mai deschis câteva ferestre și au intrat câteva dâre de lumină. Am avut parte la finalul anului trecut de câteva dezvăluiri și câteva elemente care ne-au făcut să înțelegem ce trăim de 34 de ani, fără să fie o dramă, dar avem nevoie de aceste adevăruri și avem nevoie să încadrăm și să ne putem explica evenimentele pe care le-am trăit de-a lungul acestor ani, de la Revoluția din decembrie 1989 sau de la evenimentele din decembrie 1989, cum ar putea fi ele încadrate acum. Alături de mine este procurorul magistrat Cătălin Rancopițu, este fostul șef al parchetului militare și omul care a gestionat mii și mii de file din dosarul Revoluției, care a fost într-un final sau a ajuns pe masa instanțelor acum, abia. Da. Mulțumesc tare mult că ați revenit. N-aș mai vrea să intrăm pentru neapărat în substratul dosarelor, o să le atingem de data aceasta dintr-un alt unghi, pentru că oamenii, eu cred că atât cei care au ieșit în stradă atunci, atât cei care au fost mai tineri și care nu regăsesc acele evenimente, trăim de 30 de ani în tot felul de scenarii, fiecare interpretează într-un anumit mod orice apariție, orice ieșire, orice lucru care nu s-a întâmplat deși trebuia să se întâmple. Există explicații pentru toate. Întâlnirile noastre și emisiunile trecute au generat, firesc, niște așteptări, niște reacții, unele venite dinspre zona celor din justiție și altele venite dinspre zona revoluționarilor sau a civililor. O linie directoare a fost asta. În primul rând, vă mulțumesc că ați acceptat o altă invitație. Aveam nevoie de asta. Incursiunile pentru unii, așa cum mi-au spus, ce mai vrei să scoți din toate astea la 35 de ani, că nu-și mai au rostul, oricum au muncit degeaba și nu o să fie nimeni condamnat. Totul a pornit așa. Este un prieten foarte bun al nostru care spunea la un moment dat, există articolul 1, aliniatul 3 din Constituția României, în care se prevede clar că pornim cu cartea noastră a tuturor care ar trebui să stea sau la baza sistemului juridic românesc și ar trebui cunoscută de toți românii. În Constituție, în anul 2003, a fost introdus, a fost o adăugire exact la acest articol. La un moment dat, am putea să suspicionăm că a fost făcută intenționat, tocmai ca să pună la adăpost o serie de evenimente care s-au desfășurat ulterior și să nu mai permită anumite lucruri. Acolo se spune clar că evenimentele din 1989, deci Revoluția, au venit de fapt să respecte drepturile cetățenilor români. Bună ziua din nou! Înțeleg îngrijorările unora, dar aceste îngrijorări nu sunt și ale mele, pentru că, așa cum ați spus, Constituția vorbește despre idealurile Revoluției din decembrie 1989 prin alineatul 1, articolul 3. Problema teoretică ridicată de unii a fost următoarea. Dom'le, din moment ce tu, Cătălin Pițu, vorbești despre lovitură de militară de stat, cum se conciliază acest termen de lovitură de stat cu cel al Revoluției pure indicat de Constituția României? Răspunsul meu este simplu. Prin rechizitoriu pe care l-am semnat, nu am scris nicăieri că este vorba despre lovitură de stat. Evident, ca magistrat al acestei țări a trebuit să respect prevederea constituțională. Tocmai de aceea, cuvântul, asocierea asta, lovitură militară de stat, nu a fost niciodată folosită în rechizitoriu, însă, pentru că orice act de sesizare trebuie să cuprindă și o stare de fapt, această stare de fapt a fost expusă cronologic și logic, zic eu, cu toate momentele cheie desfășurate începând cu 15 decembrie și până în 30 decembrie,
astfel încât, printre rânduri, în opinia mea, orice cititor care are creier cu care să gândească, poate deduce inclusiv faptul că în afara revoluției despre care vorbește Constituția a mai existat ceva. Iar acel ceva, în mod logic, nu poate fi interpretat ca fiind altceva decât o lovitură militară de stat. Am mai spus-o, nu știu dacă trebuie să o repet în cadrul acestei emisiuni, sunt acele momente care nu pot conduce spre altceva decât spre concluzia că a existat și acea lovitură militară de stat, lucru care nu este de fel o noutate. Literatura de specialitate vorbește de foarte multe ori despre hibridarea revoluțiilor de către o lovitură militară de stat, adică aceste fenomene coexistă într-o simbioză care poate fi redusă la următoarea situație. Fără ieșirea maselor de revoluționari în stradă, nu putea exista acea lovitură militară despre care am mai vorbit în cursul diverselor emisiuni la care am participat. Adică, fără românii curajoși, adevărați revoluționari, care au ieșit inițial la Timișoara, iar apoi la București, nu puteau să intre în scenă cei care au exercitat inclusiv o lovitură militară. Invers, fără acea lovitură militară, era mult mai greu ca revoluția regimul să reușească atunci, în decembrie 89. Pentru că, vă dau un singur exemplu, dacă generalul Stănculescu în data de 22 decembrie nu se comporta contrar ordinelor militare venite de la Ceaușescu Nicolae în calitate de comandant suprem, dacă s-ar fi conformat ordinelor, atunci revoluționarii din București, vă garantez, nu ar fi intrat în piața Revoluției actuală, pentru că erau forțe uriașe masate în jurul Comitetului Central al PCR, erau forțe care puteau bloca foarte ușor accesul în piața Palatului, forțe care, dacă ar fi deschis focul împotriva revoluționarilor, nu intra nimeni în piață. Vă dau în scris treaba aceasta. Este suficient, de exemplu, să ne amintim piața Tiananmen, unde au fost mult mai mulți revoluționari, dar unde armata nu a pactizat cu revoluționarii, n-au existat acei lideri militari care au dorit răsturnarea regimului pentru a instaura un alt regim, așa cum a fost la noi, astfel încât întrucât armata s-a opus, n-a existat o finalitate fericită a acelei revoluții din China. Deci, de aceea zic, au existat totodată, au coexistat și revoluția, mai ales până în data de 22 decembrie, orele 12, când Ceaușescu a plecat de pe acoperișul CC-ului cu acel celebru elicopter, până atunci a fost revoluția. Asta am considerat și voi considera întotdeauna. După acel moment, fiind atins dezideratul poporului de a scăpa de Nicolae Ceaușescu, pentru că ăsta a fost dezideratul imediat. Indiferent ce putem să spunem noi acum, că s-a dorit scăparea de comunism, nimeni nu se gândea la asta. Poate unii în mod individual se gândeau la eliberarea de comunism, dar dezideratul de moment a fost jos Ceaușescu. Iar Ceaușescu jos a fost la data de 22 decembrie, orele 12.06, momentul în care pleacă de pe acoperișul CC-ului și pierde prerogativa exercitării puterii de stat. Deci, ca să revin la prima întrebare, pot coexista fără probleme atât revoluția cât și lovitura militară de stat? Nu este nicio problemă nici din punct de vedere al doctrinei, nici din punct de vedere al legii. Faptul că eu i-am trimis în judecată, inclusiv pe fostul președinte al țării, Ion Iliescu, dar și pe prim-ministrul Voican Voiculescu, nu contravine prevederilor constituționale, pentru că în timpul unei revoluții pot fi săvârșite infracțiuni. Cele două noțiuni nu se exclud. Adică, într-un interval revoluționar, eu am constatat că unele persoane aflate la vârful ierarhiei politico-militare începând cu 22 decembrie au săvârșit fapte pe care eu le-am catalogat ca fiind infracțiuni. Rămâne de văzut dacă instanța va spune același lucru, însă eu, ca procuror de caz, am considerat că ele se fac vinovate, acele persoane, de crime împotriva umanității. Fac o paranteză. Am constatat pe baza probatoriului administrat că mult mai multe persoane aflate la vârful ierarhiilor au săvârșit
această odioasă infracțiune de crimă împotriva umanității, doar că, repet, la momentul întocmirii rechizitoriului, doar cele trei persoane se mai aflau în viață. Nu puteam trimite eventual morți în judecată. Așa că nu există nicio problemă constituțională. A existat și revoluție, a existat și lovitură militară de stat care s-a înșurubat pe lângă acea revoluție, au existat și infracțiuni, cel puțin acesta este punctul meu de vedere, rezultatul fiind că i-am trimis în judecată pe cei trei, constatând coparticiparea la faptele infracționale ale celorlalți lideri politico-militari. Există voci care spun că este foarte greu să demonstrezi că faptele lui Iliescu, el fiind, sau faptele celor trimise acum în judecată, cărora le-au fost instrumentat dosarul, că se pot încadra la crime împotriva umanității. Deci că da. Nu avem suficient de multe pârghii să putem demonstra că în acele momente ei pot fi. Și atunci că se muncește degeaba la așa ceva, că nimeni nu o să-i condamne, că toată lumea o să se preleveze de Constituție și de articol și de alte legi care nu pot fi ok. Opinia aplicate. Mea este total opusă. Nu este greu de demonstrat săvârșirea acestei infracțiuni. Nu a fost greu. Instrumentarea dosarului a presupus o muncă enormă, pentru că informațiile au fost extraordinar de multe și am avut de soluționat o revoluție la nivelul unei țări, nu doar la nivelul orașului București sau orașului Timișoara. Ca să se poată corela datele. Exact. Adică a fost o muncă de Sisif. Nu mă plâng de această muncă, mi-a plăcut, așa cum am mai spus-o. Însă, haideți să pornim de la definiția crimei împotriva umanității. Infracțiune introdusă în Codul Penal Român în 2014. Și cod care definește infracțiunea ca fiind un atac generalizat și sistematic împotriva unei populații civile care produce morți, răniți și celelalte vătămări. Dar hai să ne limităm doar la morți și răniți, da? Deci atac generalizat și sistematic. Acum, având în vedere că noi n-avem precedente legate de crime împotriva umanității anterior anului 2014, pentru că infracțiunea nu exista, baza legală folosită de mine pentru a-i acuza pe cei trei, dar și pe ceilalți, a fost statutul Tribunalului Penal Internațional. Asta de ce? Corelarea cu legislația internațională. Exact, cu legislația internațională. În anul 2002, Parlamentul României a ratificat acest statut, care este legea cadru, care spune în ce condiții există crima împotriva umanității, cine este exonerat de crima împotriva umanității, cine săvârșește, adică cine este subiectul activ al infracțiunii de crimă împotriva umanității. Statut ratificat de Parlamentul României, așa cum am spus, în 2002. Conform Constituției, că tot am început cu Constituția, orice legislație penală ratificată de Parlamentul României devine automat lege internă. Da? Adică în clipa în care Parlamentul a ratificat statutul, prevederile acelui statut au devenit lege internă obligatorie pentru magistrații care instrumentează dosare cu încadrarea juridică de crimă împotriva umanității. Bun. Și acolo, nu o să intru în toate detaliile pentru că este un dita mai statutul, plictisim oamenii, dar o să vă spun esența. Se spune că pot fi subiecte active ai infracțiunii de crimă împotriva umanității liderii. Adică liderul politic sau liderul militar sau liderul politico-militar, pentru că cele două calități se pot îmbina, cum a fost situația lui Ion Iliescu, care a fost începând cu 22 decembrie lider politico-militar al României, nu doar lider politic, este foarte important acest aspect. Adică nuanța aceasta este un element definitoriu. Da. Categoric, pentru că imaginați-vă, hai să revenim un pic, atac generalizat și sistematic împotriva unei populații, atacul acesta nu poate fi declanșat și susținut de cineva cu funcții medii sau chiar și spre vârful piramidei, întotdeauna atacul împotriva unei populații poate fi declanșat de vârful, de cupolă, este logic, pentru deci că nu se poate controlul... Exact, cel care deține controlul forțelor care declanșează atacul, cel care deține informația în ansamblul ei, pentru că doar liderii au o informație de ansamblu și puterea de a
de a ordona un astfel de atac, pentru că nu este un atac local, nu este un atac săvârșit pe o stradă a țării sau într-un loc izolat, nu, este un atac generalizat și sistematic împotriva populației, nu împotriva unei persoane. Există un document scris în care Atanasie Stănculescu, generalul Stănculescu, predă în fapt prerogativele ministerului lui, adică lui Iliescu. În data de 22 decembrie, orele 16, nu doar Stănculescu, la sediul central al Ministerului Apărării Naționale, Stănculescu în calitate de ministru al Apărării, secondat de toți șefii de direcții din cadrul MAPN și de toți șefii de departamente din cadrul Securității Statului, dar și de șeful Gărzilor Patriotice și de șefii de la MEI, deci miliția, cum era atunci, toți îl așteaptă pe Ion Iliescu. N-a fost singur Ion Iliescu, a fost însoțit de generalul militaru, de Silviu Brucan, de Petre Roman, de Velicu, sunt mai mulți, e un grup Iliescu care se duce la Ministerul Apărării Naționale, unde lui Ion Iliescu imediat îi se prezintă onorul militar de către ministrul apărării. Era suficient. În clipa aceea, în fapt, Ion Iliescu este recunoscut de către cei doi piloni de putere esențiale ai statului, adică armata și securitatea, asta era, ca fiind noul lider politico-militar și imediat îi se subordonează acestuia și, foarte important, Ion Iliescu imediat se comportă ca atare, adică acceptă calitatea de nou lider politico-militar a României. Totul era în fapt, pentru că în acele momente, desigur, nu se puteau întocmi decrete sau organiza alegeri, însă doctrina care vorbește despre revoluții arată că în mod revoluționar se poate prelua puterea și în mod revoluționar puterea a fost preluată inclusiv la noi, doar că în afară de revoluție a existat și acea conduită a capilor armatei care nu poate fi altfel caracterizată decât ca fiind lovitură militară împotriva regimului Ceaușescu. După acest eveniment în care îi se predau prerogativele celor două structuri, da, și devine liderul politic, da, absolut și militar, da, al României, începe să semneze documente? A semnat imediat documente. Lucru? Imediat. S-a constituit acel celebru CFSN, care de fapt exista, FSN, da, nu este o poveste că atunci s-au constituit și că ei sunt emanații revoluției. Asta este o minciună gogonată. Se redactează un comunicat către țară din, hai să o luăm pe rând, după orele 16, analizând toate jurnalele de luptă ale tuturor unităților militare din România, tuturor unităților, nu doar în cele din București sau așa ceva, se constată că pe linie de armată s-a dat o directivă prin care armata s-a subordonat CFSN și toate unitățile militare au primit ordin ca din acel moment să fie subordonate CFSN și liderilor acestora. Gărzile patriotice au emis ordinul de zi pe unitate, numărul 1, prin care se subordonează CFSN. Asta adică există. Putem să spunem că o structură totalitară, de fapt, a fost înlocuită cu o altă structură care acumulase puterea într-un singur loc. Pentru că la orele 16 s-a constituit și Consiliul Militar Superior, care l-a avut ca lider pe Ion Iliescu. Consiliul Militar Superior care a înglobat toate forțele militare ale României, adică armată, Ministerul de Interne, care incorpora și Departamentul Securității Statului, plus gărzile patriotice, adică toată forța armată a României, a fost de acord să se subordoneze Consiliului Militar Superior, Consiliul Militar Superior care l-a avut ca lider pe fostul nostru președinte Ion Iliescu. Adică el se poziționează exact în postura lui Nicolae Ceaușescu cu câteva ore înainte. Nicolae Ceaușescu a fost comandant suprem al forțelor armate. Ion Iliescu este comandant, pentru că ei au decis asta, comandantul Consiliului Militar Superior și în felul acesta comandantul suprem al forțelor armate. Și a preluat toate prerogativele lui Nicolae Ceaușescu. De aceea, peste tot în rechizitoriul semnat de mine, am spus Ion Iliescu, lider politico-militar. Și ca să fie lucrurile foarte clare, în seara de 22 decembrie, Ion Iliescu personal a dat citire comunicatului către țară din partea CFSN, în care, aproape citesc din memorie, se spune așa: CFSN preia puterea totală în statul român. Toate ministerele din România se subordonează CFSN. CFSN se bazează pe armată, care înglobează inclusiv
Ministerul de Interne și structurile Departamentului Securității Statului, în cadrul aceluiași comunicat se spune, se aduce la cunoștința românilor constituirea Consiliului Militar Superior, care se subordonează conducerii CFSN, adică lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și cei care erau în calitatea de lideri ai CFSN. Cu alte cuvinte, lucrurile sunt foarte clare. Cine nu mă crede, n-are decât să ia, să intre pe YouTube, să vadă comunicatul către țara lui Ion Iliescu și acolo, că există o grămadă de filmulețe cu sutele foarte importante, foarte frumoase, ei spun că au preluat puterea totală în statul român, că au preluat controlul armatei, că au preluat controlul tuturor forțelor militare și că își asumă această calitate total. Ca să răspund, că după aceea îmi pierd. Din acel moment, începând cu 22, Ion Iliescu, ca nou lider politico-militar, semnează decrete foarte importante în toate domeniile de activitate, nu doar în cel militar, dar ne interesează partea militară. Semnează decrete de readucere din rezervă a aproximativ 40 de generali, întâmplători, colaboratori ai GRU. Întâmplător, da, zic. Îl destituie din funcție pe generalul Gușe, semnează constituirea tribunalelor militare excepționale, printre care și tribunalul care avea să-l judece pe Nicolae Ceaușescu. Ia decizii militare. Chiar el spune într-un comunicat la televizor, în 23 decembrie, așa se începe comunicarea cu poporul român. Tocmai ne-am întors de la comandamentul militar al CFSN, unde am acordat prioritatea acțiunilor militare de pe teritoriul României. Adică el vine și ne spune că tocmai s-a întors de la și acel comandament militar și s-a plasat singur în postura de lider politico-militar. Poate că nu găseam acele probe zdrobitoare care să indice calitatea lui de lider politico-militar dacă n-ar fi fost el cel care la televizor, apoi la radio, apoi prin toată presa centrală, a venit și ne-a spus că este nou lider politico-militar al României. Ar putea să fie considerată, și dacă nu e colaborată cu alte date, ca o exprimare nefericită de către un avocat isteț? Nu există, pentru că pe lângă acele comunicate care îl plasează neechivoc în calitate de lider politico-militar, din documentele militare aflate la dosar rezultă foarte clar că armata în ansamblul ei, fără nicio opoziție, nici măcar un militar al României nu s-a opus subordonării armatei CFSN-ului. Repet, toate unitățile militare ale României au primit directiva de subordonare față de CFSN și față de liderii CFSN. Evident că CFSN este ceva abstract. CFSN-ul era reprezentat de liderii acestei formațiuni, care deja s-a manifestat începând cu 22 decembrie, orele 16. Lucrurile sunt clare. Din perspectivă juridică n-am nicio îndoială. Calitatea de lider politico-militar este probată beton, să zic așa, într-un termen neacademic. Nu asta poate fi discutat. Fără a încerca să acum să construim un caz din perspectiva avocățească sau neapărat din perspectiva unui complet de judecată, că nu aici nu facem asta și oricum consider că judecata nu se face la televiziune, ci discutăm despre un cadru și un cadru în ansamblu, ca oamenii să înțeleagă totuși toate elementele, pentru că în momentul în care un dosar se derulează acum și va fi pe masa, este pe masa instanței, oamenii trebuie să știe și să înțeleagă toate mecanismele și pârghile, că din perspectiva asta vorbim. Este timpul ca oamenii să înțeleagă și acele mecanisme de funcționare ale instanței, dincolo de pronunțări, să înțeleagă că există niște elemente care pot fi luate sau nu luate sau nu în considerare, că atunci când există probe, neluarea lor în considerare poate să fie o abatere și de-o parte, sau poate să fie nuanțe interpretat. Se încalcă principiile statului de drept în acel moment, chiar și din perspectiva statului totalitar, la momentul 89? Principiile statului de drept, sau dacă au revoluție, fost încălcate. Da, sau în revoluție nu mai contea, nu mai contau. Păi, când ei constituie o forță, ei constituie CFSN-ul, fără să vină dintr-o structură, era fortuit, au trebuit să constituie ceva. Pentru a înțelege
profund acel fenomen, inclusiv din perspectivă juridică, pe parcursul efectuării anchetei în dosarul Revoluției, am solicitat de la principalele facultăți de drept ale României, adică Facultatea de Drept din București, cea de la Iași și cea de la Cluj-Napoca, le-am cerut, i-am rugat să-și exprime opinia din perspectivă juridică referitor la ce s-a întâmplat în decembrie 89. Și au fost foarte receptivi profesorii, s-au constituit grupe de lucru în cadrul celor trei mari facultăți. Răspunsurile au fost foarte elaborate, foarte elaborate. Se află la dosar și au mers fără să vorbească între ei, cei care au constituit acele grupuri, au concluzionat la fel. Și au spus că prin natura situației concrete, CFSN-ul a devenit automat, începând cu 22 decembrie, forța politică care a guvernat România începând cu 22 decembrie, fiind CFSN un veritabil guvern al României. Asta spun, pentru că respectarea undeva s-a amestecat, acolo se luau și se dădeau și în toate domeniile activitate. Deci, cele mai luminate minți în domeniul juridic al României au mers unanim spre concluzia că CFSN a fost un veritabil guvern al României începând cu 22 decembrie, constituit pe cale revoluționară, lucru care s-a întâmplat și în alte țări ale lumii. Adică da, dar există... se poate demonstra că el a existat și într-o formulă anterioară? Grupul Ion Iliescu a existat, iar grupul Ion Iliescu a ajuns la putere cu ajutorul loviturii militare de stat. Asta este foarte... Ei nu sunt emanați. Ei s-au chinuit timp de și acum 30 de ani să ne demonstreze că în mod spontan CFSN, FSN s-a constituit în zilele Revoluției fiind o emanație a mișcării. Adică trebuie să fie foarte clare lucrurile. Exact. Singurul lucru spontan care s-a întâmplat la Revoluție a fost ieșirea mulțimii în stradă. Da. Treptat. Începând cu Timișoara, pentru că mulțimea n-a ieșit în număr mare. A fost de la o revoltă, de la niște revolte, un mic protest, îi putem spune, de la parohia lui Laszlo Teche, s-a transformat gradual într-o mișcare amplă de protest în Timișoara. Iar începând cu 21 decembrie, mișcarea a existat și în alte orașe ale României, în principal în București, dar nu doar în București, lumea poate uite, dar și la Sibiu și la Brașov au început protestele în 21 decembrie. Au murit oameni chiar începând cu 21 decembrie. Sigur că epicentrul Revoluției s-a mutat la București, pentru că este firesc să fie așa, acolo era masată multă populație. Plus că acum ne putem da seama și de ce s-a dus, pentru că acolo a început să se coaguleze în concret și acel centru de evident, putere. Sigur că fără ieșirea în stradă a revoluționarilor din București, începând cu spargerea mitingului din 21, cred eu că regimul ar fi reușit să supraviețuiască cel puțin o vreme. Probabil că Ceaușescu n-ar mai fi apucat mult timp, dar dacă nu ieșeau revoluționarii bucureșteni, jertfa celor de la Timișoara ar fi rămas în istorie ca fiind înăbușită cumva de regim. Asta este opinia mea. Sigur că nu putem discuta cu dacă și cu parcă, este cumva e inutil. Lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat și noi discutăm despre o situație faptică deja petrecută acum trei decenii și ceva. Zic eu că fără bucureștenii ieșiți să protesteze împotriva lui Ceaușescu, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar totodată, ca să vedeți simbioza aceea, repet, fără o anumită conduită din partea liderilor mei APN într-o primă fază, nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat în 21 și în 22. Zic eu, nu s-ar fi spart mitingul, iar mișcarea pornită împotriva lui Ceaușescu nu ar fi avut succes în 22 cel puțin. Poate că ar fi avut o amploare fantastică Revoluția și că ar fi căzut în următoarele zile Ceaușescu, dar oricum nu în 22. Și asta vine să sprijine o altă, pentru că la început am vorbit și am abordat una dintre temele lansate de cei care au văzut emisiunile, cei care încă își mai doresc să afle
Pentru că te simți confortabil când știi cum stau lucrurile în realitate. Adevărul acesta, până la urmă, poate să fie el deranjant pentru unii. Întotdeauna adevărul e deranjant pentru unii. Asta este dovedit istoric. Până la urmă, el este sănătos pentru noi, chiar și pentru acei care e deranjant, devine sănătos în timp și se dovedește. Măcar dacă nu pentru ei, pentru copiii și nepoților. Ideea e că acum apar vocile acelea care spun chiar și dintre revoluționari că asta este marea durere. Acum vor să scoată securitatea și aruncă totul în curtea armată. E un alt punct de vedere. O să vorbim, o să le luăm așa un pic pe rând. Aici era un punct care, pe care îl vedem, de fapt, într-o prezentare din dosarul pe care l-ați instrumentat, că de fapt lucrurile stau într-un balans, adică a fost prezentat rolul pe care l-a avut armata în a desăvârși plecarea și căderea lui Ceaușescu, dar și rolul pe care l-a avut armata în a preda într-o formulă în a-i pune pe tavă lui Ion Iliescu puterea. Adică până la urmă, ca la carte, ar putea să fie o lovitură, aici apare probabil elementul de lovitură. Și tot armata a fost cea care l-a arestat, iar apoi executat pe comandantul suprem, pentru Nicolae Ceaușescu. Fără un astfel de instrument, fără armată, până la urmă revoluție nu poate să fie. Niciodată, fără participarea armatei, nu a putut fi răsturnat un regim serios. Mă refer la, nu la orice lider care nu are în spate nimic. Armata este factorul decisiv prin care este răsturnat întotdeauna un regim totalitar. Uitați-vă în istorie, adică nu vin eu să dau lecții acum, dar oricine este interesat de fenomenele revoluționare din lume vede că dacă armata nu vrea, liderul nu cade. Niciodată, pentru că armata prin forța ei, prin structura ei, prin modul de organizare este cea care poate garanta căderea unei dictaturi. La fel, doar armata îi putea preda lui Ion Iliescu în mână puterea. Nu Ministerul de Interne, nu Securitatea, armata, pentru că armata a rămas singura structură în 22 decembrie care nu a fost afectată de seismul reprezentat de Revoluție. Toate celelalte ministere au fost efectiv pulverizate, mă refer la cele de forță. Ministerul de Interne a fost destructurat până la nivel de execuție, adică toți milițienii și angajații cadrele securității, efectiv în 22 decembrie, sigur folosesc cuvinte, se ascundeau și în gură de șarpe pentru că au devenit dușmanul numărul unu al populației. Și au devenit vânați. Și au fost destructurați. Cine știe acele momente știe despre ce vorbesc și așa a fost. Ei, Ministerul Apărării, ca orice minister al apărării din lume, armata unei țări este organizată astfel încât să reziste oricăror seisme de acest fel. Adică armata este pregătită să intre în stare de război. În starea de război îți mai mor și oameni, îți moare ministru, îți mor generalii, îți moare șeful statului major. Din diferite cauze. Exact. Întotdeauna unele cei care... Și ca atacuri. Întotdeauna cei care mor sunt înlocuiți pe linie ierarhică de cei care ierarhic îi urmează la comandă, astfel încât o armată există și în situații de stres maxim, precum cea a Revoluției. Ei bine, armata a fost pilonul esențial de putere al țării noastre, care a rămas intact și care i-a putut garanta lui Ion Iliescu preluarea puterii. Nimeni nu-i putea garanta. Dar tot armata, în acele zile, putea să-l deposedeze de pe Iliescu de putere în orice secundă. Dacă ar fi existat o contra... Dacă ar fi existat o contra sau dacă Ion Iliescu s-ar fi comportat ca nou lider ostil armatei, armata îl putea deposeda de putere instantaneu, asta pentru că era suficient să-l izoleze într-un birou al Ministerului Apărării Naționale, unde CFSN și-a desfășurat activitatea în toate zilele fierbinți ale intervalului revoluționar, acolo și-au avut sediu. La Ministerul Apărării, la sediu central al Ministerului Apărării, din drumul Taberei, nu unde este acum Ministerul Apărării, în București, și oricând generalii armatei, dacă ar fi constatat că Ion Iliescu nu este de partea lor, puteau să-l izoleze într-un birou, puteau să-l aresteze, puteau să-l și împuște, puteau să-l deposedeze total de putere și puteau să predea puterea altei formațiuni, nu știu, orice politician, sau poate putea prelua puterea armata însăși.
Nu s-a întâmplat pentru că înțelegerea între Ion Iliescu pe de o parte și capii armatei pe de altă parte a funcționat perfect și a funcționat încă mult timp după Revoluție. Și 10 putem, ani. Să tragem concluzia de aici că au mai fost și alți factori de influență și de putere aici, și aici m-aș duce undeva și aș corela ca informație, da, informații care pot să se lege acum într-o logică, nu știu dacă chiar pe traseu. Odată Iliescu are un ascendent bun asupra structurilor armatei și structurilor de forță din acea vreme. Unele, armata rămâne, așa am convenit că rămâne puternică, iar celelalte firave, dar activează generalii GRU, activează cei 40 de generali care erau în afară. Da, care erau fie trecuți în rezervă, fie marginalizați în post, în funcții de unde nu puteau decide ceva important. Și putem să desprindem de aici ideea că el aduce o formă de dizidenți, îi aduce pe dizidenți, sau că a venit de undeva un sprijin tocmai ca să-i consolideze sprijinul lui... Sprijinul a fost eventual logistic, nu militar. Logistic în sensul informație, sprijin dinspre Moscova, pentru că despre exact, aceea despre este asta vorba, vorbim. Nu vorbim despre altceva. Acum știm că au mai fost generali și oameni din structurile înalte care erau conectați și cu alte sisteme. Au fost și vor fi întotdeauna trădători. Asta e, nu zic eu că eu de ce vreau să vă întreb asta? Ne putem duce sau ar putea disjunge un dosar și spre zona aceea? Un altul? Spre zona externă? De trădare și Nu. Trădarea este o infracțiune prescriptibilă, spre deosebire de crima împotriva umanității, apropo că dacă mai e eficientă o urmărire penală. Crima împotriva umanității este imprescriptibilă. Să înțeleagă toată lumea, poți cerceta pentru săvârșirea infracțiunii de crimă împotriva umanității pe oricine săvârșește așa ceva, oricând. Indiferent cu condiția să nu fie mort. Cu condiția să nu fie mort, evident. Indiferent cât timp a trecut de la momentul săvârșirii respectivei fapte. Ei bine, legiuitorul nostru a considerat că trădarea este prescriptibilă, astfel încât pentru fapta aceea de a trăda țara, nu se mai poate face urmărire penală, n-am mai putut-o face la momentul în care am făcut eu ancheta, pentru că era de mult prescrisă. Deși s-ar fi putut face la un moment dat. S-ar fi putut face facil, încă imediat după Revoluție, adică hai să spunem că nu 90, că poate era prea fierbinte momentul, și nu se putea dar înțelege. În anii 90, până când a survenit termenul de prescripție, adică după 2000, putea fi dovedită foarte ușor infracțiunea de trădare, și aici mă refer la acea chemare a trupelor sovietice. Conform legii de atunci, dar și conform legilor ulterioare, solicitarea de ajutor militar străin prin pătrunderea pe teritoriul României a unei forțe străine, fără prealabilă aprobare a Parlamentului sau marii adunări naționale, cum era Parlamentului, să-i spunem așa, constituie și constituia infracțiunea de trădare. Când am făcut eu ancheta, am avut în posesie foarte facil probele care demonstrau acea chemare și cine a făcut chemarea și când și de unde și în ce context. Chemarea a fost repetată, nu a fost doar o singură acțiune de a-i chema pe sovietici în țară, astfel încât dacă cineva ar fi dorit să probeze acea faptă care, conform legii, constituia trădare, o putea face în, zic eu, 2-3 săptămâni de anchetă. Era un dosar blitz făcut. Iar, și complet, cu și elemente... Categoric, iar cei care au săvârșit acea faptă puteau fi trimiși în fața instanței. Ulterior, nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar procurorii militari care au activat la vremea respectivă își puteau face treaba ușor, n-au făcut-o. Ar trebui întrebați de ce. Există pârghii în tot ceea ce înseamnă sistemul nostru judiciar. Ca acele lucruri să fie sancționabile sau măcar bine evidențiate în timp de generațiile care... Adică să lucrurile să se așeze cât de cât într-o normalitate, nu o să putem să adunăm toate nuanțele și toate faptele. Toți cei care au lucrat pe vremuri în dosarul Revoluției sunt de mult pensionați, nu pot fi trași la răspundere... Atunci, dacă s-ar fi făcut prin intermediul inspecției judiciare sau prin intermediul vreunui act de control venit din partea parchetului general,
Sigur că discutam altceva, dar a trecut, nu s-a întâmplat și așa rămâne. Deci, fără a aduce atingere, că din potrivă trebuie să mergem foarte încrezători, chiar dacă abaterile uneori sunt evidente de-a lungul timpului în perspectiva influențării sau tergiversării a ceea ce ar fi putut să facă instanța, totuși trebuie să spunem că sistemul de jurisprudență din România trebuie să rămână și tot ce înseamnă sistemul judiciar trebuie să fie unul în care să avem încredere și să știm că există magistrați care nu. Faptul că nu s-au întâmplat acele lucruri de a deschide niște dosare atunci imediat, putem să le ducem inclusiv în acele evenimente ale lui 89, da. 90, pentru că ne dăm seama acum că de asta le corelăm. Ne dăm seama acum că puterea acumulase și acaparase și încercau și să... Și vă dau și exemplele justiția. Concrete în acest sens. Adică, imediat după 90, șef al parchetelor militare a fost instalat prin decret CFSN, fără să aibă calitatea de magistrat, adică încălcându-se inclusiv legislația de atunci, dar a venit CFSN-ul și a zis, nu contează legea, legea suntem noi, a fost, pur și simplu așa a fost, pentru că am luat dosarul de instalare, a fost instalat generalul Mugurel Florescu, care a avut ca sarcină blocarea oricăror tentative de a se merge spre inculparea capilor armatei pentru ceea ce s-a întâmplat la Revoluție. Și asta vine Voican Voiculescu și în fața Comisiei Senatoriale, dându-se cocoș, că era la vremea respectivă, avea funcții, a zis să-i văd, pur și simplu ironic, să-i văd eu pe procurorii militari care au tupeu să ne ancheteze pe noi pentru că ne-am pus omul. O spune pur și simplu și este înregistrat când a spus treaba asta. Și râdea practic de membrii comisiei, inclusiv de senatorii Gabrielescu și Sândulescu, cred, în dialogul acesta. Deci, adică a fost o sfidare. Au avut grijă să îi pună în funcțiile cheie după Revoluție pe acei oameni care au fost de acord să blocheze orice fel de anchete împotriva armatei, pentru că în paralel s-a dat verde la a fi anchetați cei de la MEI și DSS, inclusiv șeful securității, Iulian Vlada. Adică să înțelegem și aceste mecanisme, da. Că în paralel da. Nu s-au oprit, dar era și un sistem de control. Toate acestea oglindesc acel pact despre care v-am vorbit la emisiunea trecută, pact recunoscut inclusiv de Voican Voiculescu, dar și dovedit și de celelalte probe. Voican, repet, a zis în 22 decembrie între Iliescu și generalii cu funcții cheie de la MAPN a existat o strângere de mână, un pact prin care lui Ion Iliescu îi se garanta preluarea și păstrarea puterii de către armata, apropo ce adică am discutat. Adică așa ne dăm seama de ce el da? Are forță. Iar el, odată instalat ca președinte, trebuia să le garanteze capilor armatei impunitatea pentru represiunea săvârșită sub comanda lui Nicolae Ceaușescu până pe 22 decembrie. Dar trebuia găsit și un țap ispășitor, și asta o spune ministrul apărării, Olteanu. Trebuia inventat un dușman, nu era suficient să ierte, pentru că populația cerea un vinovat. Și atunci și trebuia ca să nu se dușmanul încalce? Inventat a fost securist teroristul. Ei, iar acest pact se vede inclusiv în faptul că nimeni de la armată nu a fost cercetat până în 1996, când la putere a venit o altă formațiune politică, adică CDR, cu avându-l în frunte pe Emil Constantinescu, dar nici chiar atunci nu s-au făcut pași concreți pentru că n-au putut să o facă. Ne reamintim, în 2000 revine Iliescu, mai are 4 ani de putere și se blochează oricum din nou totul. De ce după 96 totuși partea de parchete militare nu au reușit? Încă nu erau abrogate toate. Vă întreb din punct de vedere al istoric acum. Eu nu am fost la vremea respectivă, eu am intrat, am devenit magistrat în 97. Opinia mea, acum vă spun, dar fără să fie, este o concluzie logică, a fost că după preluarea puterii de către Emil Constantinescu și CDR, 96-2000, intențiile au fost bune. Emil Constantinescu, cu care m-am întâlnit de câteva ori, chiar a vrut aflarea adevărului în dosarul Revoluției. A promis-o, dar n-a avut oamenii cu care să afle acest adevăr și cu care să concretizeze printr-un rechizitoriu. Pentru că, în opinia mea, în funcțiile cheie ale statului român, funcții militare, nu mă refer la alte ministere, că acum nu vorbim despre Ministerul Industriilor, ne referim la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, la structurile militare, la serviciile de informații, au rămas la toate aceste structuri oamenii
care, acum să glumim, îl aveau pe Iliescu în suflet, așa cum ulterior îl aveau pe președintele Băsescu, alții ei îl aveau pe Iliescu în suflet. Nu putea face Emil Constantinescu, nu putea afla adevărul atât timp cât în funcțiile acelea foarte importante, dar nevăzute, nu de rang 1, dar alea care fac legea, de fapt, au rămas oamenii vechilor structuri. Care... Ar cu jurăminte de credință. Exact, și asta, pe de o parte. Astfel încât Emil Constantinescu a eșuat, inclusiv din perspectiva aceasta, nu discut eu despre celelalte eșecuri, dar din perspectiva asta se poate constata că a eșuat. Opinia mea este că a eșuat pentru că au rămas practic la putere, la adevărata putere, oamenii din trecut. Și de-abia mult timp după, când am ajuns eu să fac dosarul, acei oameni practic n-au mai avut puterea încât să blocheze urmărirea penală. Pentru că puteam, la rândul meu, să fiu blocat dacă aveam de-a face cu aceiași oameni. Numai că ei, între timp, au plecat din lumea asta sau la pensii sau au fost treptat înlăturați pe linie moarte, de unde nu mai aveau puterea să blocheze lucrurile, astfel încât a existat voință din partea conducerii parchetului general și a secției la vremea respectivă când eu am fost la secție ca acest dosar să fie soluționat. Iar destinul a făcut ca eu să soluționez dosarul. N-am crezut eu vreodată înainte că voi fi cel care semnează rechizitoriu în dosarul Revoluției. Am fost o echipă de procurori. Împrejurările au făcut să rămân singur pentru mai bine de jumătate din anchetă și pentru finalizarea anchetei. Nu mă plâng, repede acest lucru, așa a fost să fie. Ați lucrat în echipă? Am fost 4 procurori inițial, doar că ceilalți 3 s-au pensionat undeva în 2018, în toamnă, astfel încât am rămas singur. S-au pensionat pentru că și-au dorit sau pentru că obosiseră? S-au pensionat pentru că, practic, cu excepția mea, au avut și o vârstă toți, adică erau la 60 de ani sau așa, au trebuit să se pensioneze, au și vrut, vreo 2 dintre ei puteau să rămână încă vreo 2-3 ani, dar n-au vrut să o facă, nu-i acuz de absolut nimic, a fost dreptul lor, este un drept unilateral, cel de a ieși la pensie, așa cum am făcut și eu, nu se comentează treaba asta, repet, așa a vrut Dumnezeu, să rămân singur, l-am soluționat așa cum l-am soluționat. Eu zic că onest, bine, respectând toată legislația, cei care se uită la noi pot să-și dea cu părerea. O să vă spun un alt punct. Ca să revin la acuzațiile de securism. Vreau să vă întreb altceva. Credeți că în acele structuri care au tergiversat dosarele au fost structuri chiar din justiție, au fost și oameni care erau vulnerabili, pe care Iliescu și sistemul lui i-au pus tocmai pentru a putea să-i constrângă și a nu se abate de la... Exact. Este un principiu pe care îl vedem de 30 de ani și care a crescut, scăzând calitatea, inclusiv a pregătirii umane. Că înainte, chiar dacă erai un tip inteligent, bine pregătit, chiar dacă puteai să zici că mai intrase în coliziune cu legea sau cu... Categoric. Dar aveai o structură. Acum vedem că din ce în ce este mai slabă, deși impostura a ajuns la cote alarmante. Noua putere condusă de Ion Iliescu a avut grijă ca în foarte multe, nu zic toate, dar în foarte multe funcții cheie, de tip militar, dar și politic, să-i pună pe acei oameni care au avut conduite, hai să-i spunem eleganți, fiind discutabile în timpul Revoluției. Și pe care puteai la un moment dat să-i constrângi. Da, dar pe de altă parte chiar Iliescu a avut conduite discutabile, iată, de adevărat, după 30 de ani a fost trimis în judecată. Tu deții butoanele. Și știți de ce vă spun și corelăm aici? Pentru că chiar și generalul Stănculescu, cel care i-a predat pe tavă, cel care, fără de care nu se putea să spunem. Adică tocmai au căzut victime, tocmai acei oameni și parcă au fost niște semnale de ce vi se întâmplă chiar și la ăia foarte tari. Adică undeva controlul ăsta Să fie cauza tot ceea ce li se întâmplă de 30 de ani. Da, timp de câteva ore generalul Stănculescu a avut puterea României în palmele lui, de plină. Îi predă această putere lui Ion Iliescu pentru că ei doi se cunoșteau și probatoriu iară este cât se poate declara în acest sens. S-a spus, se cunoșteau bine încă de dinaintea momentului decembrie 89.
Iar Stănculescu, printre rânduri, a recunoscut inclusiv că a avut niște momente de analiză, de cumpănă, în care, după ce l-a văzut pe Ceaușescu pe câmpiile patriei, îmi place să repet această formulă, păi da, e și la propriu. A gândit foarte bine ce să facă cu acea putere pe care o deținea și despre care era conștient că o deține. Și inclusiv i-a trecut prin cap să conducă el România o perioadă până când lucrurile s-ar fi liniștit și ar fi predat puterea unui civil. Dar a renunțat chiar el la această idee pentru că a considerat că nu dă bine. Nu dă bine nici pentru el, nici pentru România. Sau era prea vulnerabil și Iliescu știa asta? Iliescu, dacă Stănculescu ar fi decis să păstreze pentru el puterea o perioadă, Iliescu nu apărea. Iliescu rămânea un șef de editură, nu apărea, zic eu, în peisaj. Mă gândesc peisaj. Că poate prin... Nu-l putea șantaja pe Stănculescu. Eu mă gândesc la altceva, că acum, după atâția ani, s-au aflat despre generalul Stănculescu mai multe elemente pe care e clar că le deținea și la acel moment. Poate că pentru Iliescu au fost un capital de a-l șantaja și de a-l forța, tocmai atunci pentru că și el era vulnerabil, era un alt, chiar dacă era general, chiar dacă avea puterea, avea... Da, dar repet, dacă nu era Stănculescu, nu era Iliescu. Iliescu nu apărea pentru că Stănculescu a avut puterea de a decide cui dă acea putere și s-a gândit foarte bine, putea să-i o predea lui Ilie Verdeț, care deja avea un ascendent la CC, pentru că în jurul lui erau Vlad și Gușă. Putea să-i dea puterea lui Mazilu. Chiar el a spus că trebuie să recunoaștem că acele elemente n-ar face parte dintr-un studiu de deconstituirea unui dosar, ci numai ca... Nu, dar le-am aflat aceste elemente elementele că sunt eu am fost obligat să aflu toate conjuncturile petrecute, existente și toate faptele, momentele cheie petrecute în acel interval. Și le-am aflat discutând cu sute de persoane, studiind un material extraordinar de amplu. Deci Stănculescu putea să țină pentru el puterea, putea să-i ofere lui Iliescu, putea să-i ofere lui Verdeț, chiar lui Mazilu, că s-a gândit, sau unei alte personalități la care se gândea, l-a ales pe Iliescu. Ce relație avea Stănculescu cu ceilalți doi generali? Care? Vlad și... Cu Vlad, din câte cunosc, nu a avut relații în afara celor pe linie profesională, ba chiar Stănculescu era sub observația serviciilor noastre de informații, lucru care evident era cunoscut de Iulian Vlad, nu te admite că n-ar fi cunoscut, pentru că Stănculescu, să ne aducem aminte, era și șeful înzestrării. Prin intermediul lui, el semna pentru orice import de armament, pentru importul de tehnologie specială. Și știm clar că România inclusiv, la vremea aceea excela. Afacerea cu Rombac, următoarele Rolls-Royce și cu multe altele. El era vizat ca fiind colaborator al serviciilor secrete britanice. Însă, nu știu dacă v-am spus data trecută, că vedeți cum se întrepătrun lucrurile, că niciodată nu e foarte complex. Să înțelegem conjunctura pentru care Stănculescu a fost și colaboratorul decizii. Securității, adică a semnat cu direcția a patra a securității încă din 1970 sau 68. Și credeți că Ceaușescu nu știa asta? Asta chiar nu știu dacă știa sau adică nu știa. Nu cred că... Cert e că anticipându-i se lui Stănculescu o traiectorie frumoasă, pentru că era foarte capabil, inteligent, foarte bine pregătit profesional, cei de la securitate au vrut să-l aibă printre colaboratori și i-au obținut angajamentul de colaborare pe vremea când el era capitan. Anticipând că va avea o traiectorie care îl va duce până în vârful ierarhiei, ceea ce s-a și întâmplat. Deci când spunem Stănculescu, nu spunem doar MAPN, spunem păi și un pic de securitate și poate, n-am probe în sensul ăsta, dar au fost analize, poate și servicii secrete din Occident de data asta, nu dinspre adică Est. Să avem așa tot un tablou fără să emitem în vreo direcție, vreo teorie. Generalul Stănculescu era un vorbitor de limba maghiară, fără a fi generalul Stănculescu a fost filmat și înregistrat, și a avut întâlniri dar nu doar cu maghiarii. Nu știe securitatea, n-a știut ce au vorbit exact, și-au dat cu presupusul, pentru că nu erau atât de buni încât să afle ce au vorbit, ar fi vrut ei să fie. Se poate specula, eu sincer nu cred că întâlnindu-se cu diversi militari maghiari au vorbit despre revoluția iminentă din România, nu cred. Dar
aici intrăm pe terenul speculațiilor. Aici chiar că e... Să închid acela, ați întrebat dacă au fost puși oameni care pot fi ținuți în mână fiind compromiși la Revoluție. Păi cel mai bun exemplu este generalul Chițac, da? El se întoarce de la Timișoara, unde în 18 decembrie personal a deschis focul împotriva revoluționarilor aflați pe treptele și în fața catedralei mitropolitane, înjurându-i totodată, pentru că sunt martorii care descriu momentul, a coborât de pe transportor, a armat pistolul mitralieră și el, generalul Chițac, da, a deschis un semicerc, a tras o rafală înspre, nu în plan vertical sau la 45 de grade, direct cu intenția de a-i lovi cu gloanțele, de a-i omorâ până la urmă, că asta e cel puțin intenție indirectă, este de a-i împușca pe revoluționarii din fața catedralei, totodată strigând ceva de genul, cu accent moldovenesc, vă trebuie vouă o revoluție, vă dau eu vouă o revoluție, și a urmat o înjurătură, n-are rost să spunem acum, și a deschis focul. Deci sunt indubitabile aceste comportamente, plus că a condus personal represiunea din punctele fierbinți din Timișoara, evident după momentul sosirii lui de la București. Ei bine, știindu-se acest comportament al lui Chițac, este pus imediat în 90 ministrul de interne. Cine îi semnează numirea în funcție? Ion Iliescu. A știut Ion Iliescu ce a făcut Chițac la Timișoara? Evident că a știut, pentru că discutând cu anturajul lui Ion Iliescu, tot știau ce a făcut Chițac la Timișoara. Și așa ne putem da seama cum a proliferat această practică în orice structură, fie că a fost... Ăsta este un exemplu. Politică. Putea politicul să fie ținut la distanță de... Pentru că după aceea se constituie Parlamentul, după aceea se constituie forțele politice care ar fi avut instrumente să vină și să contrabalanseze, ca să înțelegem elementele. Nu puteau, la momentul anului 90, nu puteau mișca în front, eventual indivizii puteau, dar nu aveau puterea necesară încât să... să și producă să o schimbare. Să puteau individual sau grupulețe, puteau să se opună noi politici condusă de Ion Iliescu, care n-avea nimic de a face cu democrația, asta vă spun, n-am niciun dubiu. Dar ca să închei, deci cazul Chițac este reprezentativ, adică știi că unul a tras împotriva revoluționarilor la Timișoara, probabil că așa a atins. Știi că a tras împotriva oamenilor până la urmă. Eu n-am nicio probă prin care să spun că din arma lui Chițac a plecat un glonț care să fie omorât. Nu, dar sunteți procuror. În momentul în care un individ îndreaptă o armă spre un grup de cetățeni, astăzi, este tentativă de omor? Și dacă trage foc deschis? Da, cu intenție, cel puțin cu intenție indirectă, dacă nu intenție directă. Bun, și asta înseamnă că poate trebuie să automat se sesizează. Automat trebuie începută urmărirea penală și dacă se probează și s-a aprobat... Fie că este sau nu o plângere, se poate sesiza... Categoric, adică nu există. Despre asta vorbim. Și existau plângeri la adresa lui Chițac, exista, se putea sesiza din oficiu orice procuror al acestei țări, militar, adevărat că era Chițac, era militar, adică lucrurile erau de notorietate, nu erau niște lucruri întâmplate undeva obscur încât să nu știe. Nu, se știau. Și la fel cum se știau despre Chițac, se știau despre mulți alții. A existat în imediat după ianuarie 90 un val de avansări în grad cum n-a mai existat în istoria României, la MAPN, în care parcă, cu cât s-au evidențiat mai mult la Revoluție că au tras și înainte și după 22, cu atât au primit grade, au crescut ca făt frumos în grade, ca alții în 7 ani, ei într-o zi. Și aici se vede acel pact, acea complicitate între noua putere politică și forța mea. Cred că într-o logică clară, că oricine ar trebui să aibă astfel de să se ajute și să explice de ce, într-o logică clară trebuia să ai o stratificare și dacă se pensionează unul sau dispare, tu trebuia să ai unul cu forță, cu putere sau cel puțin la un grad tot atât de mare cu putere de execuție și de control. Pentru că altfel, dacă dispare unul, rămâi vulnerabil. Din perspectiva lor, e logic să fie acționat așa, adică ei au acționat din inteligent pentru interesul lor. Dar din perspectiva lor. Noastră, a cetățenilor României care au ieșit în stradă, nu neapărat noi, ci cei care... Din perspectiva noastră erau foarte puține pârghii prin care puteam să ne explicăm ce s-a întâmplat atunci. Am stat într-un întuneric zbătându-ne, acum dacă stăm să ne gândim la tabloul pe care îl avem, că vorbim de 34 de ani
ea ca 35, vorbim ca niște actorași firavi, parcă pare o glumă. Putem, da. Pare o glumă. Însă nu a o fost glumă deloc. A istoriei, ne-a jucat așa o mână de oameni care au pus mâna pe putere și au decis ei ce să facă cu viețile noastre și cu traseul istoriei țării astea. Ducându-ne, stingându-ne becul și aprinzând numai acolo unde au vrut ei să se vadă. Am constatat un lucru pe care l-au constatat și alții. E frustrant. Nici o decizie luată începând cu 22 decembrie și până spre mijlocul lui ianuarie, decizii foarte importante, deciziile acestea nu au fost luate implicând și voința populară. Au fost exclusiv decizii care au reflectat voința unui grup mic de persoane, adică un... Despre asta o să vreau să mai vorbim și în alte întâlniri, că nu terminăm așa de ușor și este bine că de fiecare dată când întâlnim apar elemente logice prin care putem să înțelegem mecanismele. Și de ce ar trebui să apară acea deznădejde? Că în momentul în care se face lumină, putem să înțelegem și înțelegem și mecanismele prin care putem să acționăm. Plus că vine un timp al tuturor. Da. Acum, un alt element care apare în spațiu public este că ați ieșit brusc cu dosarul că aparțineți unor sisteme, că cineva v-a îndrumat, că v-a spus ce să faceți și că dintr-o dată s-a tăcut, că a venit atunci o bombă, tocmai într-un scenariu că s-a lansat acest rechizitoriu și gata. Ce, se mai vorbește de dosar? Am înțeles ce spuneți, așa este, hai să o luăm pe rând. Apariția mea dintr-o dată la diverse emisiuni televizate. Nu este dintr-o dată, există o explicație pentru aceste apariții. Anul trecut, în primăvară, m-am pensionat, astfel încât am fost eliberat de acele constrângeri care mă împiedicau să particip la diverse emisiuni televizate. Pentru cei care nu cunosc, spun faptul că există un regulament de ordine interioară care prevede că procurorii, judecătorii pot eventual participa la emisiuni TV, dar doar după prealabilă analiză și aprobare din partea procurorului general, care are un birou de presă, se analizează, astfel încât nu am putut participa din motivele acestea, care țin de un cod deontologic al magistratului și este corect să fie așa. Însă, după momentul pensionării, n-am mai fost ținut de acele îngrădiri, să zic așa, firești, pe care firești, le consider firești. Profesionale, până la urmă e o conduită profesională. Sunt un cetățean un liber al acestei țări, pot participa dacă sunt chemat la orice emisiune la care sunt chemat. Nu eu am făcut pasul spre televiziuni sau spre jurnaliști în general, ei au făcut pasul spre mine, având în vedere că rechizitoriul făcut de mine s-a decis să fie făcut public, fiind accesul la citirea lui fiind facilitată prin publicarea lui pe pagina oficială a Ministerului Public. Oamenii au început să citească ceea ce am scris eu și din această perspectivă a apărut și interesul. Eu am fost de acord să particip la emisiuni, cum de altfel am fost de acord și voi fi să particip și la dumneavoastră în emisiune, pentru că, sincer, consider că opinia publică trebuie să afle lucrurile în care eu cred, fiecare analizează și eu nu le bag pe gât oamenilor opiniile mele, ei mă ascultă, unii sunt de acord cu mine, alții nu, este dreptul lor, nu mă deranjează acest lucru. Deci așa am apărut brusc. Explicația acestui brusc rezidă în ceea ce tocmai v-am spus. Nu e nimic misterios, nu e o comandă. Deci în acest sens. Nu v-a comandat cine să-mi structura comande? N-a existat o altă structură care să vină să spună du-te și dă vina pe armată. Este exclus. Legat de acest vina pe armată, nu am dat vina niciodată pe armată. Pentru mine să fiu concomitent și magistrat și ofițer superior al Armatei Române a fost onoarea maximă pe care mi-o pot imagina în viața unui om. Am fost un privilegiat al sorții să fiu și magistrat și ofițer al Armatei Române. Armata Română, aș putea spune că este, așa cum spun unii, sfântă pentru națiunea aceasta. Eu nu am acuzat Armata Română niciodată. Dacă prin armată înțelegem corpul militarilor,
Militarul este... Adică structura, da, ceea ce reprezintă militarul reprezintă stat, acea armada. Categorie socială cu totul și cu totul aparte. Adică este militarul român în ansamblu este demn de tot respectul pe care îl poate acorda o societate. Însă, eu am constatat că un grup de ofițeri superiori ai armatei, grup care avea puterea militară în Ministerul Apărării în 1989, a săvârșit acele fapte în urma cărora au murit foarte mulți oameni, în complicitate cu noua structură politică a României, conduse de fostul președinte Ion Iliescu. Pe ei am acuzat. Pe ei am acuzat că prin ceea ce au făcut, au provocat moartea a peste 850 de oameni și rănirea a mii de persoane, plus alte traume psihice, vătămări grave de toate felurile. În plus, au săvârșit unii dintre ei infracțiunea de trădare, despre care v-am vorbit, acea chemare a sovieticilor. Deci eu pe ei am acuzat și pe ei îi voi acuza în continuare, pentru că au trădat în primul rând interesele armatei. Au murit foarte mulți militari, au murit aproximativ 450 de militari la Revoluție. Adică prin ceea ce ei au făcut, au trădat națiunea aceasta, dar în special armata, pentru că au plasat-o în zona aceasta a crimei, practic, i-au folosit pe militarii români. Pe ei acuz și... Și-au și vulnerabilizat armata în timp. Discutabil. Este discutabil dacă au vulnerabilizat armata. Armata, în opinia mea, nu poate fi vulnerabilizată. Inclusiv prin aducerea acelor generali, mă refer da, și la... Dar i-a vulnerabilizat pe acei factori de conducere ai armatei, dar nu armata în sine. Nu cred că armata a fost vulnerabilizată și dovada este că în toate sondajele de opinie de după 90, gradul de încredere în armată este la cote ridicate. Și este normal să fie așa. Repet, i-am acuzat pe acei capi ai armatei, șefi, lideri ai armatei, care au săvârșit infracțiuni în timpul Revoluției în interes personal, nu în interesul armatei. Interes de grup, pentru a scăpa de urmărire penală imediat după epuizarea evenimentelor și pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile în complicitate cu noua structură politică pe care ei au impus-o, nu poporul. Ei l-au adus pe Ion Iliescu. Dacă ei nu făceau acest gest în frunte cu generalul Stănculescu, Iliescu, sigur, rămânea probabil un politician al acestei țări. Nu știm ce s-ar fi întâmplat. Ba mai mult, putea să rămână și un dizident, că era exact. Regimului. Așadar, n-am avut niciodată nimic de spus la adresa armatei. Apoi, acuzațiile că aș fi securist. Mulți au spus, cine știe cine-i taicăsul, cine-i maicăsa sau altcineva. Vă pot spune că din perspectiva orânduirii comuniste am avut niște origini foarte sănătoase. Din patru bunici, da, unul a fost frizer și trei croitori, ca idee, da, fără școală multă, adică puțină școală, așa. Părinții mei, unul a lucrat la AM, celălalt mama la Electrotimiș. În toată familia mea, indiferent până unde mergem în trecut, nu a existat niciodată vreun militar, indiferent de arma la care ne raportăm, că era la MAPN, că era la securitate sau cine știe la alte arme, nu a existat niciun magistrat, un primul care a călcat strâm și a luat-o pe linia aceasta. Nu am niciun fel de afinitate cu fosta securitate, chiar aș putea spune că știind istoria acestor țări, a existat o parte a securității, pentru că nu este bine să generalizezi niciodată cu privire la nimic, o parte a securității care prin conduita avută, hai să-i spunem, după 44 până în 89, a amputat sufletul acestei națiuni, aș putea o spune fără să clipesc, pentru că prin ceea ce au făcut, i-au eliminat pur și simplu pe aceia din societatea noastră care au dovedit verticalitate, curaj, patriotism cu adevărat, intelectuali, mulți dintre ei. Ei bine, chiar cred în ceea ce spun, au amputat spiritual această națiune la comandă politică, nu de capul lor, prin ceea ce au făcut, prin poliția politică făcută, au adus foarte mult rău asupra națiunii noastre, unii dintre ei. Însă, la fel de adevărat este și nimeni nu mă va putea convinge niciodată de contrariu că începând cu 22 decembrie ei nu au făcut nimic pentru că nu au putut face nimic ostil revoluției sau revoluționarilor. Tot ce s-a întâmplat începând cu după amiaza zilei de 22 decembrie este, în opinia mea, responsabilitatea noilor lideri politico-militari și când spun militari, mă refer la
șefii de, cu funcții de comandă de la MAPN, nu la ceilalți, care au fost cu toții victimele care erau situației. Atunci instalați. Da, adică... care au fost menținuți ca fiind convenabil pentru noua putere sau care au fost instalați în acele zile. Vă mulțumesc tare mult, domnule procuror. Acum că am devoalat și secretul aparițiilor dumneavoastră, sper că am venit în întâmpinarea foarte multor întrebări sau foarte multor probleme care s-au ridicat. De ce ați ieșit cu acest dosar acum? Că nu se va mai putea rezolva absolut nimic, că munca a fost degeaba. Niciodată adevărul nu este degeaba. Pot să adaug ceva? Sigur. Apropo de că e prea târziu. Nu știu dacă e prea târziu, vreau să vă spun că din câte cunosc eu, nicăieri în lume nu a existat un dosar penal care să aibă ca obiect al cercetării evenimentele din timpul unei revoluții. Mulți așteaptă anumite adevăruri după și nu le vor obține niciodată, este deja de notorietate, toată lumea spune cine l-a omorât pe Kennedy, de ce americanii, patria democrației, nu sunt în stare să facă așa ceva. Ei bine, la noi am făcut eu ce am putut să fac. Nu zic că am făcut o muncă perfectă, pentru că nimeni nu va putea scoate la lumină toate secretele acelei revoluții din decembrie 89. Nu pot spune că am făcut... Sunt foarte multe elemente, componente, exact. Ingredientele, toate și sunt. Și nu e prea târziu, pentru că întotdeauna e loc pentru justiție, indiferent cât timp a trecut de la săvârșirea unor fapte. Mi-a plăcut foarte mult un citat pe care l-am repetat ori de câte ori am avut ocazia, aparținut unui procuror militar din perioada interbelică, pentru că noi avem tradiție în justiția militară, nu este o invenție comunistă, așa cum mulți cred, în mod greșit. Undeva prin 1928, un procuror militar a spus așa, că dacă justiția este principala necesitate a unei țări, atunci justiția militară este principala necesitate a unei armate. E foarte profundă această cugetare, e profundă, cred în ea, nu e prea târziu pentru justiție, indiferent când se face. Chiar dacă pe parcursul judecății inculpații vor deceda, e posibil, actul pe care l-am făcut și l-am semnat este în același timp și un document. Mulți îl cataloguează ca fiind și document istoric. E reparatoriu pentru istorie. Este și el va rămâne. El va rămâne, iar constatările mele în acel document sunt pe bază de probe. Nu este rodul fanteziei mele sau sunt niște probe pe care le-am expus cât am putut eu de bine la cele două misiuni, facem și altele, pentru ca lumea să înțeleagă. Nu sunt invenții, nu sunt născociri ca urmare a unor... nu știu, ca urmare a imaginației mele sau ceva. Nu. Se bazează pe probe cât se poate declare, astfel încât concluziile trase de mine, în opinia mea, sunt adevărate 100%. Sunt și adevărate și exact așa cum spuneți, sunt foarte valoroase cu o valoare istorică inestimabilă, pentru că sunt documente care vor dăinui de-a lungul istoriei, scutindu-i pe mai tinerii noștri cetățeni să mai caute în negura timpilor. Vedem foarte bine că oamenii dispar, viața își urmează cursul și atunci e mai greu să obții probe directe de la cei care le-au trăit și e mai greu să poți să demonstrezi anumite lucruri. Ei, deja există o bază bună, chiar și dacă vine ea după 30 de ani, este foarte important, atât pentru istoria noastră, cât pentru sănătatea democrației noastre și sănătatea socială și a oamenilor și mentală până la urmă. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și celor care ne privesc și să știți că rămânem deschiși oricărei întrebări, rămân deschise căile de a ne adresa întrebări și de a vă spune opiniile. Indiferent că sunt pro sau contra, le așteptăm, pentru că așa, cu curaj asumat, o să le enunțăm și o să răspundem. Mulțumim mult de tot, să vă fie bine!